găsit, dragilor, și astăzi într-o ediție specială a emisiunii Folclorul sub lupă. La vine este pregătită cu cele două daruri pe care le am pentru artista noastră, Vasilica Tătaru. Despre ce este vorba o să aflați chiar astăzi în cadrul emisiunii, pentru că are o pasiune încă de copilă. Este vorba de pescuit. Și pentru că am ales acest cadru de poveste, o să pescuim și o să povestim. Dezvăluiri în premieră o să le aflați chiar acum de la artista noastră, Vasilica Tătaru. Și draga mea prietenă, draga noastră artistă, la pescuit nu mă gândeam să vin să fac un interviu, dar asta datorită ție și hobby-ului tău, pasiunii tale pe care tu o ai încă din copilărie. Una dintre ele, da, Lavinia, dragă, mă bucur tare mult să te revăd. Într-adevăr, nu mă așteptam să se întâmple lucrul ăsta la pescuit, dar o să vezi cât e de frumos să stai în liniște, mai ales... Că uite, suntem aproape de apusul soarelui și sper să, începând de astăzi, să fie și pentru tine un hobby acest pescuit. Eu l-am încă de când eram mică. De fapt, nu eram conștientă că pescuitul era o pasiune atunci, pentru că mergeam cu bunica mea la balta din sat, acolo unde eu am copilărit. Dar am ajuns acum la 35 de ani. Sunt fie drag, mulțumesc la fel. Sunt fie drag să pescuiesc și uite așa, să stau, cred că nu mai durează mult să și scoatem un pește din nou. Vasi, vreau să spun că mi-ai insuflat și mie că te-am urmărit aici. Vreau să zic că te descurci de minune și sunt convinsă că deseori când mergi la pescuit, pentru că dincolo de hobby... Contează momeala la vine, contează momeala. Să știi ce pui în cârlig. Păi, Vasi, dar spune-mi, înainte nu erau undițele acestea atât de... Nu erau, draga mea. Performante, să le zic. Mi-amintesc așa, mi-amintesc pe bunica atunci când îi permitea timpul, pentru că ea venea de la muncile câmpului. Eu mi-amintesc, uite așa era cam pe la apus, zicea mama, acum trage la pește. Fix așa spunea și lua un harag, cum spunea ea, din curte, dintr-o grămadă de araci, așa cum îi avea, punea o bucată de strună, îi zicea ea, la gută, da? Niște plumb și pe loc acolo pluta și-o făcea dintr-un cocean de porumb, înțelegi? Și mergeam și bunica mea era singura femeie din sat care pescuia. Și tot timpul ne întorceam cu pește acasă, să știi. Bunica mi-o a avut ca pasiune, vezi, eu am luat și de la bunica și de la bunicu. Bunicu și-a iubit foarte mult caii. Cred că mai mult decât a iubit-o pe bunica, și-a iubit caii. A adorat caii. Iar bunicii mele i-a plăcut mult să și pescuiască. Și uite-mă acum din Aristotel și Elena Platon, cum a ieșit Vasilica Tătaru. Dar ce prenume frumoase aveau, iată, bunicii tăi, și vreau să-ți spun că ai menționat puțin mai devreme că a fost singura femeie din sat care pescuia. Da, eu n-am mai văzut femei. Tu ești singura femeie pe care o cunosc eu care pescuiește. Oh, nu, eu sunt convinsă că mai sunt femei ca mine, nu cred că sunt chiar atât de atipică, dar mie drag. E adevărat că la un moment dat în viața mea, fiind într-un mega market de ăsta unde sunt oferte săptămânal în funcție de... tematică sau așa, în fine, în funcție de ofertă, m-am dus și eu să-mi cumpăr truse. Și întâmplarea a făcut că ne-am întâlnit cu o doamnă al cărei soț, în fine, tot cu acest motiv venise să facă cumpărăturile și femeia era cumva crizată, că zice, aoleu, că m-am săturat cu bărbatul meu, că nu știu ce, că pescuiește, că vine, că uite, avem de cumpărat și tot timpul vine cu pești, că trebuie să curăț peștii. Eu am tăcut din gură, și dar eu eram aia la fel, care mergeam, în fine, să-mi fac și eu cumpărăturile tot în ale cârligelor, plutelor, lansete. Nu că m-aș pricepe foarte, dar o să mă perfecționez în timp și mai mult și mai mult. Deocamdată am și lansete, am și mulinete, am și multe. Și noi o să perfecționăm subiectul puțin mai târziu, pentru că avem un set de întrebări extraordinare pentru tine, în momentul în care o să ne arăți și ceea ce ai pescuit. Mă faceți curioasă. Dar până atunci ți-aș adresa o întrebare de început. Cum îți imaginai că va fi viața ta de familie când priveai către viitor, iar tu erai o adolescentă? Nu știu dacă m-am gândit neapărat la viața mea de familie.
Dar în perioada de adolescență pot să spun că voiam să am independența mea. Adică, indirect, poate că în perspectivă priveam la un tablou de familie, dacă vrei. Eu mai am și două surori mai mici decât mine, cu 15 și 16 ani, diferență între noi, Ada și Andra, pe care le pup și le iubesc. Născându-se mai târziu, da, cu atâția ani, mă lăsa mama deseori. Deci când aveam eu 15-16 ani, rămâneam cu prima surioară, cu Ada, ulterior și cu Andra. După aia mai stat vreo 2-3 ani și m-am măritat eu și am avut eu la rândul meu copii. Dar cumva încă de la vârsta adolescenței cred că eram atât de, hai să zicem că am fost provocată, poate, nu știu, să de acest sentiment sau atitudine, să zic, maternă, încă de când eram adolescentă. Uite, un aspect pe care nu-l știe nimeni, e în premieră și tu rămâi așa. Păi, da, și eu sunt rămân pentru că ai fost responsabilă încă de copilă, spunându-mi lucrurile acestea, și dacă vrei, chiar erai o mamă în timpul în care mama voastră lipsea de lângă voi, fie la serviciu, fie la treburile pe care exact, le avea. Exact, bine, nu erau perioade, eu știu, foarte lungi, sau ca să zic, dar apoi prin prisma cântatului, să știi că eu am început să cânt de mic copil la nunți. Adică aveam în jur de 12 ani, mi-amintesc, prima nuntă, unde am cântat, ce e drept, vreo 3 melodii, pe care le-am tot, 5 de toate, pe care le-am tot repetat la cererea și insistența socrilor. Mi-amintesc că am fost la o nuntă împreună cu mama și oamenii au insistat foarte mult ca mama să mă aducă. E, de acolo, aflându-se despre fata talentată a Mariei, foarte mulți dintre cei care cântau, la modul cel mai decent și respectuos și prietenos, mă cereau de la mama. Făcea: Marie, ne dai și nouă fata, că vrem să o luăm la nuntă. Și aici poate că am fost avantajată, că muncind de mic copil mi-am dobândit o experiență aparte, mi s-a dezvoltat o psihologie, și pentru faptul că poate de mică, fiind văzută că am muncit și am cântat, pentru că pe atunci nunțile nu erau cum sunt acum, așa un răsfăț să te duci, pe atunci apa minerală în sticla verde era un lux la o nuntă, eu știu, la un cămin cultural, și chiar se muncea mult mai mult. Până și culturalizarea oamenilor diferă de astăzi, diferă mult de cea de atunci, când omul probabil după ce stătea la sapă și un an de zile, când prindea o astfel de petrecere, un astfel de eveniment, voia să suplinească poate truda de pe ultimele, din ultima jumătate de an. Dar ce voiam să spun este că am fost iubită, apreciată, protejată, respectată, dacă vrei, de toți cei cu care am cântat, de toți cei care m-au acompaniat, încă de mic copil și până și în ziua de astăzi, oriunde ajung și cânt și îmi întâlnesc colegi de breaslă cu care să nu mai fi cântat, e, să zicem, un anumit limbaj ăsta al muzicanților, al lăutarilor, al nostru, celor care cântăm. Dar te-ai simțit privată la vremea aceea, că uite, aveai satisfacția că câștigi bănuțul tău, dar totuși poate alte adolescente la vârsta ta desfășurau cu totul alte activități, pe când Vasilica Tătaru își câștiga titlul acesta de artist încă de mică. Așa a fost viața la mine, nu știu, așa mi s-a croit drumul. Privată, nu știu, poate că nici nu am simțit, poate că eu nu am fost suficient de conștientă. Ce pot să spun este că în clasa a șaptea, a opta, mergeam cu câte jumătate de clasă sau o clasă întreagă, eu știu, de colegi, și ziceam: haideți să mergem toți fie la un suc, fie la un ceai, fie la o cafea. Da, cafea, pe atunci eram cam tineri, parcă nu erau așa, și pentru cei care poate nu aveau suficienți bănuți, ziceam: haideți că am eu, că vă împrumut, că mi-i dați când se poate, sau n-am fost niciodată cucerită de unghiul ăsta al banilor, ca să zic. Nu știu dacă probabil că am fost privată, că dacă stau acum să mă gândesc, mă uit la Smaranda, care are 10 ani, la fiul meu, la Alin, care au 10 ani, 15 ani. Și eu stăteam, mulțumesc, la fel la Vinia, și stăteam și munceam la nunți, adică ajungeam odată când se mergea, da, când începea nunta, și mai plecam a doua zi dimineață la 7 și ceva. E clar că am muncit, eu am muncit, dar mi-a prins bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Ce vârstă frumoasă ai și ești mama a doi copii, pentru că tot ai adus în discuție de ei.
După ce a devenit Basilica Tătaru artist, după ce și-a făcut ucenicia, dacă vrei, în ale cântecelor, în ale muzicii îndrăgite de marele public, după ce a devenit un artist atât de iubit, ea a devenit și mama a doi copii. Eu aș fi spus că ești o copilă la vremea aceea și cu siguranță și tu. Cum te-ai descurcat? Cum ai făcut față? Eu atunci nu mă simțeam copil. Eu acum mă simt copil lângă copii. Atunci mi se părea că e foarte firesc. Eu, la rândul meu, și am fost foarte responsabilă și din punctul ăsta de vedere, pentru că așa am simțit să fiu. Așa a fost viața mea, să mă mărit, nu știu, la 19 ani, la 20 de ani să-l nasc pe Alin, mai târziu, după 4 ani și 10 luni, să o nasc pe Smaranda și să-mi întemeiez o familie foarte devreme. Realizarea cea mai trainică pentru care eu aduc mulțumire lui Dumnezeu, pentru că, iată, timpul a trecut cu folos și odată cu familia, cu copiii care, iată, au crescut și să le dea Dumnezeu sănătate, să le vedem și fericirea, nu numai să-i vedem crescând. Toate au fost cu folos, știi? Trece timpul altfel, ca și cum ai sădi un pom și îl vezi în ani, că tot îți dorești să aibă roade, dar trebuie să aștepți. Crezi că maternitatea te-a schimbat ca om? Nu, eu cred că sunt așa cum am fost dintotdeauna și cum e scopul meu pe pământ să fiu. Dar este adevărat că odată ce îți aduci pe lume primul copil, doi, trei, câți îngăduie divinitatea, bineînțeles că te schimbi. Asta nu înseamnă că nu mai găsești în filtrul tău, eu știu, sentimentele alea de a te bucura precum un copil, de a te juca precum un copil, de a dansa, știi, pentru că eu încă le am și le am acolo păstrate și mai ies precum un pește, uite cum sare din baltă, așa îmi sar și mie câteodată nostalgiile, ca să zic, îmi aduc bucurii de genul ăsta. Și în momentele în care, de ca să zic așa, mă agăs de zâmbet. Te agăzi de zâmbet, încerci singură să te încarci cu energie pozitivă și să retrăiești momente din copilărie. Când am momente mai puțin fericite, încerc să vorbesc cât mai puțin despre ele și ca orice om, cred, care își propune să aibă un scut, atunci ne agățăm fie de zâmbet, fie de un machiaj, fie de o haină, să zicem, într-o... și tot ca să te protejești, știi, să nu te dai de gol, fericirea... să zică lumea, vai, dar ce-i cu tine, par tristuță sau ceva, știi? Atunci dacă lumea te vede atât și vede atât cât vrei tu să-i arăți, ca orice om am avut și eu etapele mele și experiențele mele. Și experimentele. Sunt foarte uimită și fascinată în același timp de cât de bine poți să le privești pe toate încercările ca fiind cele care te-au întărit, iar momentele fericite, cele care ți-au adus mulțumire. Știi ce se întâmplă? Dacă nu disperi și nu intri în panică și rămâi conștient de timpul ăsta prezent pe care îl trăiești și realist că nimic nu este veșnic, că toate sunt sortite, pieirii, uitării, în fine, toate se consumă la un moment dat și nu rămâne decât, ne rămân doar trăirile pe care le-am avut, amintirile, eu știu, cuvintele frumoase sau o vorba unui părinte zice, lucru bun strigă după om, știi, ceea ce faci tu bun sau mai puțin bun, strigă după tine într-un fel sau altul. Fie că îți rămân copiii ca urmă sau cine știe, că așa acasă, palate, astea se năruie tot la un moment dat, știi? Ne-ai dat deja răspunsul da. Ca fiind cele mai mari bucurii ale vieții copiii, dar spune-ne, cum îți petrece timpul frumos? Cum vă petreceți timpul împreună, Vasi, tu și copiii Eu tăi? Și copiii mei, uite, acum nu i-am cu mine, dar ce facem? Smaranda îi place foarte mult echitația. Îi place să călărească, mergem împreună acolo la hipodrom în Bacău, pentru că există un astfel de hipodrom foarte modern, ca să spun. Așa, lui Alin îi place să meargă pe bicicletă. Uite, eu nu știu, știu să patinez, știu să merg pe role, pot să schiez într-o limită, eu știu, a începătorilor, ca să zic, nu știu să merg pe bicicletă. Și mi-e ciudă, pentru că și Smaranda și Alin, dar știu să pescuiesc. Și eu vă propun acum să vedem dacă avem pește la cârlig la vineri. Simți, așa-i? Eu după așa cum îți spunea și bunica ta. Păi și eu sunt curioasă și în timpul acesta în care tu o să ne faci demonstrație, să știi așa. Că eu o să-ți adresez setul de întrebări despre care ți-am vorbit. Ia, tu spune. Ia să vedem pe Vasi în acțiune.
Lavinia, vino ca să vezi peștele, draga mea. Ia uite. Uite-l. Vasi, te urmăresc, sunt... Urmărește-mă. Ochi și ureche, cred că avem doi pești, nu numai un pește. Ia deci, pentru că tu prinzi peștișorul de... Wow, doi dintr-o lovitură. Da, unul mai mare și unul mai mic. Da, ce hai? Tare, fii atent. Ia să vedem noi, pentru că este un somn. African. Da. Are niște țepe, așa vezi? Urtosule mic. Vasi, dacă ai fi un personaj de film? Cred că, uite, mi-a plăcut foarte mult Audrey Hepburn în Vacanță la Roma. O actriță care mie mi-a fost foarte, foarte, foarte dragă. Îl mai lăsăm pe ăsta, că o să am nevoie de un clește. Deci asta mi-ar plăcea să fiu, o prințesă. O prințesă? Da, toți banii din lume nu ți-ar fi de ajuns să cumperi? Dragostea bunicilor, dar pe asta nu mai am cum să o cumpăr ca aș cumpăra-o. Liniștea, Lavinia. Ai șchiopăta dacă ți-ar săruta talpa piciorului? Ei, uite roua de seară de pe iarbă. Cu ochii magici ai deschide poarta spre? Spre copilărie. E, mai avem de vorbit aici. Da, dragostea ta față de iubit are gust de? Față de iubit are gust de? Nu știu dacă ar fi să aibă gust sau miros, cred că tot la copilărie m-aș raporta. Știi că în timp parcă nu mai suntem atât de ascuțiți în... Dacă ai fi o armă? Dacă aș fi o armă. Înțelepciune aș vrea să fiu. Wow. Dacă Adam nu ar fi gustat din măr, ademenit de Eva... Așa. S-ar fi întâmplat să n-am mai fi fost aici la pescuit, că era lumea prea perfectă. Aole, și oamenii bună. Nu pot să fie perfecți. Dacă te-ai transformat în cenușă, i-ar trebui risipită? Uite așa, în natură. E, da. Dezamăgirile le-ai vindecat cu? Cu iertare și iubire. Cel mai iubit dintre pământeni este? Omul pe care îl iubesc eu este cel mai iubit dintre pământeni. Și e norocos, așa-i? Este cel mai norocos. Mai mult ca perfect, ce ziceai? Povestea ta preferată dintotdeauna este? Povestea mea? Nu știu. Asta cu poveștile, știi cum fiecare poveste are niște... părți, nu? Introducere, dar ajungi la cuprins, dar lasă cuprinsul că mai e intrigă, mai e punct culminant și până la deznodământ și atunci nu pot să spun că mi-e dragă o anumită poveste. Povestea vieții mele e una foarte frumoasă și foarte interesantă. Sper să mă înalți foarte mult. Cu siguranță asta se va întâmpla. Da. Cea mai fericită ești atunci când? Cea mai fericită sunt atunci când mă întâlnesc cu oameni care îmi sunt dragi, când sunt alături de copiii mei, uite, când pescuiesc, atunci când văd un apus de soare. Uite, noi am avut parte și de soare și de apus, exact, ne iubește Dumnezeu. Vezi, dintotdeauna să știi. Cel așa mai curajos lucru pe care l-ai făcut vreodată a fost? Nu știu, să mă mărit, poate, uite. Trebuie să ai curaj să te măriți. Am ajuns la o vârstă la care mă gândesc că oricum devenim foarte selectivi, știi? Să-ți întemezi o familie, să ai copii, să fii un exemplu, pentru că se spune că pe unde calci, să ai grijă tu pe unde calci ca părinte, că tot pe acolo vor călca și copiii tăi sau măcar tendința o vor avea să calce pe aceeași uliță. Cel mai păcătos obicei al tău și cu asta închei? Cel mai păcătos obicei al meu... știi care a fost? Faptul că am fumat și m-am lăsat de fumat în urmă cu 6 luni. Oh, de ce mă muști, mă? În urmă cu 6 luni și m-am lăsat de fumat. Și socotesc că este una dintre cele mai mari realizări ale mele. Pentru că tot ai amintit de viciul acesta de care te-ai lăsat, ai avut o transformare, nu știu, emoțională, fizică, în bine sau în rău? Numai în bine, Lavinia. Orice transformare la mine va fi numai în bine. Măi, Vasi, vreau să spun că ești un om care știi să motivezi. Ei. Și nu știu dacă neapărat știi cât ai... și prin discursul tău lași de înțeles că poți fi omul acela potrivit la locul potrivit. Eu cred că ți s-a mai spus asta. Da, sunt un om cu care se comunică foarte ușor și cu care nu prea te poți... nu poți intra în conflict, în polemică. Și eu îți mulțumesc, uite, și tu mă apreciez tot în felul. Și am făcut-o să știi dintotdeauna, iar eu m-am bucurat de acest interviu, pentru că nu e la întâmplare. Ai o vârstă frumoasă, ești un exemplu și pentru copiii tăi și pentru noi.
și cu siguranță pentru cei care te îndrăgesc foarte mult, dar tot timpul ai dat dovadă de pozitivism, de faptul că ești un om vesel. Știi ce se întâmplă? Dacă nu ai fac eu sugestie foarte bună. Dacă nu fac eu lucrul ăsta la Vinia, nu știu cine ar putea să-l facă. Adică e foarte important să fii pozitiv și să fii optimist. Că se zice că deznădejdea vine de la diavol și atunci dacă tu crezi în Dumnezeu și că lucrurile au o evoluție pozitivă, îndoiala nu e de la Dumnezeu. Și atunci dacă eu rămân așa în mâna lui Dumnezeu și zic, rezolvă-le tu, Doamne, după cum știi. Da, ai crescut nu pot. În credință, Vase? Adică... Da, da, bunicii mei au fost niște oameni foarte, cum să zic eu, au respectat cu frică de Dumnezeu, știi? Acolo în satul ăla unde eu am copilărit, toată lumea, uite, când după Paști, știi că 40 de zile se spune Hristos a înviat, adevărat a înviat, astea se respectau. La noi se spune în alea 3 zile, hai să zicem o săptămână, după care se pierde. Până la înălțare ar trebui când se zice Hristos a înălțat. Dar nu numai asta, în fiecare duminică eu mergeam la biserică, fie cu mamaia, fie cu tataia. Era obligatoriu ca unul din familie să meargă la Sfânta Biserică, la slujbă. Ne trezea bunica și zicea, treziți-vă că e slujbă, nu mai dormiți, că e păcat, că e Sfânta Liturghie. Da, sunt un om credincios, adică sunt convinsă că tot ceea ce propag, aia primesc în schimb. Și mi-e teamă. Contează cei 7 ani de acasă, Vasi? Foarte mult contează, foarte mult. Echilibrul meu, dacă vrei, sau stâlpii mei așa de susținere, de rezistență, i-am căpătat sau cumva s-au înălțat în cei 7 ani. Eu până să merg la școală, eu am stat doar la bunici la țară. Cât de frumos! Da, și uite la că grădiniță am prins doar un an. S-a văzut și nu ai stat cu cum este și acum un colectiv. A fost totuși restrâns. În schimb, vacanțele, după ce a început școala, vacanțele erau precum sunt taberele acum plătite de noi părinții pentru copiii care merg nu știu pe unde și stau o săptămână cu încă 15-20 de copii. Și se joacă, știi, dar plătești pentru asta. Pe când noi aveam vacanță și eram și responsabilizați, adică trebuia să duci și vitele pe câmp, să le aduci seara, la prânz să te duci să le duci să le adapi pe undeva. Dar crezi că acum, în prezent, copiii tăi nu au copilăria la fel de frumoasă pe cât ai avut-o tu? Pentru că eu știu că activitățile lor extracurriculare sunt întru totul încurajate de tine, după cum povesteai de activitățile pe care le au. Știi ce se întâmplă? Nu mai există țara aia pe care eu am avut-o. Mama mea locuiește la oraș, locuiește în oraș. Eu m-am născut în oraș, dar am avut bunicii la țară. Ori eu i-am povestit Smarandei de foarte multe ori frânturi din copilăria mea și spunea, mami, aș vrea și eu în felul ăsta. Ori nici o rude nu le mai găsesc. Că mi-aș dori, spre exemplu, să meargă Smaranda, bine, să o las, dar gândește-te că pe vremea mea, când eu mergeam la fie în vacanța de iarnă, fie în vacanța de vară, când mergeam la bunici, veneau și de la Brașov și de la București și de la toți cei care aveau bunici acolo și ne strângeam vreo 15-20 de copii, de vârste diferite, evident. Dar ne jucam seara de obicei după ce se termina cu toate treburile gospodărești, eu știu, cu care eram, mi se spunea ce anume avem de făcut. După aia, înainte să ne băgăm în pat, ne lăsau câte o oră și zice, gata, puteți să mergeți să vă jucați. Și ajungeam noaptea, îți dai seama. Dar era luna, uite, luna pe care o iubesc dintotdeauna, era luna care ne lumina nopțile. Acum la oraș, cu atâtea, eu știu, lumini, ca să zic, nu se mai văd stelele, știi? În copilăria mea eu vedeam stelele, dacă întindeam așa o mână spre cer, aveam senzația că încep să le culeg. Da, da, da. Exact ca în zonele alea, știu, de munte, unde te duci și aerul curat și... Uite, în discuția noastră nu am amintit de prezența tatălui tău în viața ta. Pentru că am fost vitregită, ca să spun, de prezența tatălui meu legitim. Am un tată de-al doilea, dar tatăl meu natural nu a făcut parte din viața mea. A venit doar cât să-mi semneze actele ca să pot ajunge în America, în Asia, prin Europa, în tot felul de turnee să merg, să cânt, să-mi reprezint țara. Când eram mică și nu... Da, până la 18 ani. Mai pe urmă, în fine, tatăl meu a venit la nunta mea atunci când am fost mireasă.
a venit împreună cu copiii lui, împreună cu soția pe care, cu care este și astăzi, cu care este împreună. Și da, nu prea am ce să zic de tatăl meu. Dar crezi că ți-ar fi fost altul cursul vieții dacă ar fi fost mai prezent? Păi în nu viața pot să ta? Fac comparația asta pentru că nu l-am avut și nu știu. Nu știu, nici nu vreau să cred. Eu cred că dacă sunt astăzi și așa, înseamnă că am reușit și eu și a reușit și el și se poate și e bine. Dar ai o oarecare remușcare interioară, nu știu, sau ai să-i reproșezi asta? Cred că e foarte important ca în viața unui copil să existe aceste două exemple, știi? Exemplu matern, exemplu patern, deopotrivă și din punct de vedere afectiv și... Nu numai, e o fundație și, în fine, sunt bazele pe care gândesc eu că le pun ambii părinți. De aceea eu, chiar ulterior divorțului, am insistat și mi-am dorit foarte mult ca relația dintre Cristi și copiii noștri să fie una cât se poate de vie, constantă, chiar dacă Smaranda este la mine. Copiii sunt aia mândurora și sunt, n-are importanță domiciliul unde și cum e stabilit, pentru că ei oricum în funcție de ce își doresc stau în vacanțe. Spre exemplu, Smaranda a stat destul de mult la Cristi, destul de mult. A stat atât cât a voit ea și cât și-a dorit. Și Alin iar a venit la mine sau mergem. Oricum, mergem împreună în vacanțe, fie la munte, fie la mare, odată cu mine, odată cu Cristi. Poate că e un privilegiu și asta, știi, că se duc de două ori. Dar revenind la ce m-ai întrebat tu, cred că e foarte importantă relația copilului atât cu mama sa, cât și cu tatăl său. Și pentru că tot am vorbit de oamenii capabili, Vasi, crezi că sunt oamenii capabili să-și recunoască jumătățile la prima vedere? Adică ești capabil acum să simți asta având o oarecare experiență? Nu, la prima vedere nu. Poți să constați o compatibilitate, să zicem, pe o anumită frecvență. Ce înseamnă dragoste la prima vedere? Doar dacă ești, eu știu, cucerit de aspectul ăsta exterior. Dar nu poți să trăiești numai cu asta, că la fel spuneam la început, nu că sortite, se duc, ne zbârcim, ne mai lăsăm, ne mai, știi? Rămâi cu celelalte pe care nu le vezi, alea le simți cu sufletul și cu inima. Și din punctul meu de vedere, nu cred că există dragoste la prima vedere. Poți să zici că, măi, mi-a fost drag omul ăla din prima clipă sau mi-a fost... Ai empatizat tu, foarte știi? Frumos. Exact. Dar dincolo de ce se vede, sunt multe altele de aflat, de forat, știi, adânc și să vezi ce altceva. Spre exemplu, pentru mine sunt importante multe altele. Sau și altele. Alte aspecte. Da, că așa funcționez eu, așa sunt eu, așa am eu. Ceea ce mi se pare foarte normal și pentru faptul că spui cu atâta sinceritate, dar dă-mi voie să te întreb, nu știu, te-ai mai vedea într-o altă căsnicie? Ce înseamnă căsnicie? Înseamnă că ești, cum să zic nu eu... Nu neapărat hârtie în sine. Da. Păi hârtia asta înseamnă căsnicie, nu? Că poți să stai cu un om, eu știu, să te cunun la biserică și să stai o viață întreagă. Eu nu mi-amintesc bunicii mei, pe bunica, nu știu, sau pe bunica mi-o să fie avut verighetă. Uite, abia acum realizez în 35 de ani, de, pe cuvânt, acum vorbind cu tine. Uite, eu nu i-am văzut cu verighetă pe mână, asta nu înseamnă că nu erau... N-aveau binecuvântarea, da, la biserică, eu știu, dată sau nu știu dacă or fi având nuntă. Mama mea a avut nuntă și toți cei pe care... Dar bunicii mei, nu știu, uite, n-am întrebat-o pe mama, o să o întreb. Sau pe mătușile mele să le întreb. Dacă probabil erau ocupați cu munca câmpului și atunci nu... O fi fost bunica mea mireasă. Uite, chiar ne-a dat o temă de discuție și pentru mine și pentru tine. Să știi că asta o să fac, o să aflu și o să... Și sperăm promisiunea că data viitoare continuăm capitolul 2, nu? Da, să mai, uite, și peștii sau i-am lăsat, trebuie să mai trage, să mai scoatem, că... Ce-ți dorești pentru copiii tăi, pentru viitor, Vasi? Nu știu dacă trebuie să-mi doresc eu, trebuie să-și dorească ei. Sau cum ai să-și vedea-o pe Smaranda altcineva... sau le-ai insuflat? Câteodată să-și dorească altcineva pentru mine a fost dureros. Și ai avut consecințe. Și au existat, știi cum, lupta fiecăruia de a fi independent, de a fi individualist, de a își
avea propriile decizii, de a fi singur la cârma propriei vieți. Nu știu dacă îmi doresc eu, îmi doresc, ce să-mi doresc eu pentru ei? Îmi doresc să fie oameni, să fie echilibrați, să aibă încredere în forțele proprii, să știe că au valori, să fie ei conștienți de ei înșiși, nu că trebuie să zică nu știu care, că sunt frumoși și deștepți și câtă vreme investesc ei singuri, citind, studiind, valorificând, întreținând relații de o anumită calitate, să zic, de o anumită factură. Cred că și asta ajută foarte mult. Și apoi, n-are cum să fie perfect, mă gândesc, că nici viața mea nu a fost perfectă și tocmai drumul ăsta sinuos și cu trepte așa de urcat m-a ajutat să ajung în punctul ăsta. Uite, la pescuit și vorbim cu tine. Aici, la Edno TV, să ne vadă tot poporul. Că totul e sub lupă. Vasile, ne-ai spus care a fost cel mai curajos moment din viața ta și ai spus pentru că te-ai căsătorit de vreme, dar care a fost, nu trist, aș spune, nu știu, un moment greu în viața ta peste care ai trecut mai greu, deși ne-ai spus că încrederea ți-ai pus-o întotdeauna în Dumnezeu și ai considerat că nu ești lăsată, indiferent de situație. Dar mă gândesc că a fost o cumpănă în viața ta în care poate ai avut un blocaj. Nu, să știi, când a plecat bunica, mamaia mea care m-a crescut. Pe ce vârstă aveai atunci? Păi nu s-a întâmplat de mult. Pe bunicul și-a luat rămas bun. Uite, avem pește la cărlig. Acum 2 ani a plecat bunicul, acum 7 ani a plecat bunica, cea care m-a crescut. Și de ce spun că a fost greu? Pentru că eu dragoste cum am avut din partea lor, n-am mai întâlnit. Nici cât am fost măritată, nici... Nu știu, am... Ai simțit o ruptură atunci, odată cu plecarea? Ruptură nu, că încă rămân legată de ei până când o să ajung să-i văd. Dar parcă dorința aceea de el fizic în brațe. Și asta, dar măcar să-i auzi. Știi? La mine, spre exemplu, e foarte important timbru vocii. Se poate că un anumit timbru să mă enerveze, să-mi activeze niște tensiuni, niște, poate, situații lăsate, nerezolvate. Dar... se poate un om cu glasul lui și nu un om oarecare, la mine cred că e foarte importantă comunicarea și atingerea, dar comunicarea și să mă ascult, să mă lași, să fiu ascultată și să-mi accepți un punct de vedere chiar dacă nu coincide cu al tău. Să nu tot ceea ce spui tu să fie adevăr absolut și tot ceea ce spun eu să fie pus la îndoială, atunci mă doare. Iar bunicii mei, dar în mod deosebit bunica, a fost omul ăsta care m-a ascultat. Și dacă, știi cum, și primul fel de mâncare pe care l-am făcut după ce m-am măritat, am sunat-o și am întrebat-o și am zis, mama, cum să fac eu, nu știu, ciorbă, borș, de fasole, sau fasole prăjită, că eu cu mâncăruri de-astea am crescut, nu se tăiau capetele la găini în fiecare zi, se ținea post, și spunea, mamă, dacă pui de toate, iese atât de gustos. Știi, tot timpul a fost așa. Și uite, pui de aia și faci așa, să vezi ce bun iese, mamă, știi? Și eu fac o mâncare foarte gustoasă. Și sunt convinsă, mai ales că ai spus că ai dobândit lucrurile astea de la ei, dar tot amintești așa cu emoție, cu nostalgie, după cum ai spus, de bunicii tăi. Dar tind să cred că, deși îi spuneai mama e, tata e, tu ai văzut și în calitate de părinți, dacă vrei. Pentru că ai petrecut o bună parte din copilărie la dumneavoastră. Am avut foarte multe de învățat de la ei. Uite, spre exemplu, seara, până să adorm, îi auzeam vorbind. Ziceai că am teatru radiofonic, că citeau dintr-o carte a lui Ion Creangă, înțelegi? Așa, și Ileana, lui Pătrășcanu, și s-a întâlnit cu cutare și a zis, băi, vin înapoi! Adică până și intonații, înțelegi? Eu cu astea adormeam, cu bunicii mei. Mai mult decât atât, fiind tot timpul cu ei, am fost martoră și la, eu știu, contraziceri, că, măi, facem așa sau facem invers, dar n-a existat, poate că de aici... eleganță, cenzură, educație, dacă vrei. Uite, e o altă educație pe care am primit-o de acasă. Bunica mea avea o vorbă și spunea, mamă, să nu știe nimeni sufletul tău. Zice, te rogi la Dumnezeu, te rogi la Maicuța Domnului și așa. Zice, dacă ei vorbești cu mamă ta, zice că ea ți-e prietenă, ea nu te zice. Zice, da, dacă te duci la străin, zice ăla, zice mai departe. Știi? Și atunci,
că m-ai întrebat de momente mai puțin fericite. Bineînțeles, ca orice om le-am avut, cum poate le-ai avut și tu, sau le-au și orice om le poate avea, știi? Dar nici să lucrezi cu gândul, știi că mai vine câte un gând ăsta pesimist și zici, vai, dar cum o fi și ce te duce la panică, la disperare, la, știi, să nu, pur și simplu îl vezi așa cum trece. E o carte, Puterea Prezentului se numește, pe care eu am citit-o și mi-a plăcut foarte mult, să devii un observator al gândurilor tale, știi, și să le lași să treacă. Și dacă îți strânesc, eu știu, disperare, panică, frică, iar este un sentiment care nu e pozitiv, că nu-ți aduce echilibru, nu? Da, na, știi cum e, fiecare și le duce pe ale lui și eu mi l-am dus cum am putut și mi le duc în continuare, dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru orice. Îmi vine și pentru tot ce am eu de trăit. Ți-ai dorit să devii o mamă tânără? Nu, înainte să termin eu clasa, eu în clasa 12-a, spre exemplu, am vrut să dau la medicină, după aia am zis că dau la drept, că mama aia zicea, aoleo, cum îți merge gura, știi, când îmi argumentezi eu un punct de vedere și nu tac și până nu înțelegi și îți explic absolut orice. Așa, după care am zis că mi-ar plăcea să dau la psihologie, mi se părea așa o artă, să poți să vorbești cu un om, să poți să-i schițezi un portret, să fii atent, să ai spiritul ăsta analitic, știu eu, și să-ți dai seama de niște... Dar... Deci și din drept? Că, da, din drept medicină și psihologie. Eu, așa, până la urmă... Da, nu mi-am dorit să fiu cântăreață. Nu pot să cred. Păi nu, mama mea nu și-a dorit să fiu cântăreață. Mama, cum să zic eu, n-a fost... A fost foarte generoasă în a fi foarte deschisă, poate mult prea necenzurată. Tot timpul mi-a zis așa, dacă ai carte, ai parte. Știi cum? Ca fiecare om cu frustrările fiecăruia și atunci eu acest domeniu să cânt și să te duci, să fii la... Dar vezi că vremurile s-au schimbat. Ce înseamnă? Că nu mai ești condiționată, nu mai ești constrâns de împrejurări să te duci să cânți oricând, oricui. Bine, eu sunt și profesoară, spre exemplu, la Școala Populară de Artă, acolo unde iar mă îngrijesc de niște copiluți pe care îi inițiez, facem ore, tot ceea ce ține de tehnică vocală, de emisie, de interpretare și tot ansamblu, așa, până la rezultatul final de a urca pe scenă. Ai fost profesor și pentru copiii tăi? Smaranda nu cochetează cu muzica populară. Ea vine doar așa, când o vedeți voi pe la televizor, pe Smaranda și Alin, spre exemplu, Alin cântă și la pian, pe lângă faptul că el studiază vioara, cântă și la chitară bas mai nou. Și s-a adus pe segmentul ăsta de muzică rock. Deci nu e cu muzica și populară. Și nu le-ai impus. Iar sau nu i-ai sfătuit ce niciodată. Să... De ce să-i sfătui? Nu, trebuie să lași copilul să-l observi și să vezi că acolo unde este lui drag, acolo să-l sprijin și să-și valorifice potențialul, talentul, dragul, dragostea pentru ceea ce face el. Și în felul acesta își dezvoltă și propria da. Personalitate. Iar Smaranda cântă, dar ea cântă muzică ușoară românească, hiturile astea... Înțelegi? Nu e cu muzica. Și apoi de ce să cânte populară? Ei or să facă ce vor dori ei. Pentru că mi se pare foarte important să îl lași. Vrei să fii grădinar? Să fii. Că s-ar putea să fii cel mai mare designer de grădin sau vorbesc foarte serios. Decât să te duci tu că trebuie să ieși avocat sau doctor și să fii frustrat o viață întreagă. Nu, da. Dar chiar să profesezi. Pentru că sunt persoane care ajung să profesezi într-un domeniu și să poate să facă performanță, dar să nu fie pe deplin împliniți pentru că nu e ceea ce și-au dorit. De ce trebuie să existe această inerție, că trebuie să fie ereditară sau mai știu ce, din familie? Că dacă eu cânt, trebuie să cânte și fiul meu. Nu, într-adevăr, ei sunt foarte talentați. Dar pot să facă ce vor ei. Smaranda la fel, da. Ești mamă, ești împlinită profesional. Ce ți-ai mai dorit să faci în viitorul apropiat, Vasi? Păi la vine, aștept niște melodii care vor apărea cât de curând, cântece noi, adică nou imprimate, ca să zic. Ele fac parte din muzica aia veche pe care eu o ador și vreau să scot așa din lada asta de cântece nemai cântate, ca să zic, sau cântate foarte rar și atunci când le cânți, le cânta bunica mea din frunză de nuc, uite așa, ne opream la umbră, așa, și cânta el. Cântece de la Maria Tănase.
așa, și trebuie să-mi iasă aceste cântece, să le promovez, să fiu sănătoasă și sper să beneficiez, că tot ziceai tu că n-am avut un tată sau cum am simțit eu. Eu cred că pe unde, de unde n-am avut, mi-a dat Dumnezeu de zeci de ori mai mult. Uite, mi-a dat lumea asta care mă înconjoară și care, oamenii care văd în mine, mă văd și că sunt cu bun simț, și că sunt talentată, și că, cum zici tu, că am potențial și așa. Și eu, în general, mă consider un om foarte norocos și iubit în viața mea. Da. Da, tu. Ești o prezență extraordinar de plăcută. Îți mulțumesc. Și acum, pentru că ai zâmbetul ăsta larg și pentru că te menții atât de bine, nu că n-ai avea o vârstă înaintată, ci de doar 35 de ani, după cum ne-ai spus la începutul ediției de astăzi, care sunt secretele frumuseții? Pentru că tu te faci plăcută prin felul tău și sunt persoane care întotdeauna vor să epateze, să facă ceva, să iasă din anonimat și poate deseori nu reușesc. Are legătură frumusețea exterioară cu cea interioară? Se proiectează interiorul pe chipul unui om? Nu știu, am întâlnit oameni... Oameni care prin felul lor de a fi nu erau, cum să zic eu, să nu-i fi auzit vorbind sau să nu fi, să nu fi fost tangibilă cu ei așa, ai fi zis, da, e o persoană, nu neapărat are calitatea asta a frumuseții exterioare, știi? Și am întâlnit oameni deștepți, am întâlnit oameni înțelepți, oameni care vorbeau simplu, oameni pozitivi, oameni care vorbeau calm, așezat, care aveau o purtare reverențioasă, oameni care mi-au stârnit admirația. Și atunci, da, se prea poate ca frumusețea din interior, că ține de intelect, că ține de partea, latura asta, sensibilității spirituală și așa mai departe, într-adevăr, ea mai devreme sau mai târziu iese. Dar cea exterioară, aia e sortită pieirii. Clar. Adică totul, de-a lungul timpului, cum am zis, suntem supuși și schimbărilor și transformărilor, și cred că rămân eterne astea și sper tot astea să se transmită mai departe. Și pentru că tot am vorbit de mesaj transmis și că ediția de astăzi se apropie de final, deși eu aș fi vrut să ne apușe noaptea aici, că vine să apucăm noaptea. Stelele despre care spuneai, da. Vreau acum în încheiere să ne faci să ne dai un sfat, Vasi, de cum să trăim fericiți și mereu optimiști. Dacă vrei tu să trăiești tot timpul fericită... Eu vreau! Eu cred că și fericirea asta, să știi că e greu de dus. Sau e de câteva secunde? Nu, de ce spun? Pentru că trebuie să existe măsură în toate și gândesc că trebuie să existe un echilibru pe balanța asta, știi, cu fericire și tristețe. Se spune că atunci când un om zâmbește, un altul plânge. Și invers. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să trăiești așa o bucurie imensă, sau, nu știu, să auzi o veste, o ceva, o decizie, să se întâmple ceva, să fii câștigat. Și scurt timp tristă. Nu tristă. Și să vezi cât de mult mistuie senzația asta de fericire. Pe mine mă copleșește și atunci eu vreau o măsură și să fiu câte un pic fericită, când și când, dar să existe echilibru. Să mai vie și umbră și că nu vezi că nu putem cu soarele astea. Vezi ce bine face seara. E mai puțină lumină, dar e răcoare. Eu îți mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Așa că nu știu, nu mă pricep, tu nu-mi cere sfaturi, că eu trăiesc și eu după... Cu siguranță sfaturi în domeniul pescuitului o să reușesc să primești și acum hai să vedem ce am reușit să... Ia să vedem. Hai să vedem. Cred că ar trebui să iau și o mică asta, nu? Aia, să știi, doar dacă vrei să lansezi. Păi ce am făcut mâine? Nici nu m-am apucat de pescuit. Doar dacă vrei să lansezi, dar uite, ți-o pot da pe asta, uite. Te rog, hai. Hai să vedem, poate am și eu noroc să prind ăla, cum se numea, african? Da. Aoleu, așa greu este. Da. Asta e așa. Sigur să nu. Mm-hmm. Mamă, cred că acum vine un caraz de 7 kg. Așa, relaxat, ușor. Hai că dacă prindem un caraz, uite, eu pește de ăsta mâncam la bunici. Grătarul faci tu, da? Facem, zici tu că facem foc aici, dar întâlnim noi, că mai sunt și alți pescari. Nu știu, mi se pare foarte greu. Se pare foarte greu? Ai un pește. Îl vezi? Pentru tine ne-am zbătut, mâinile. Ridică. Am un pește? Ai doi pești. Tu ai prins doi și eu doi. Măi, Vasi, ce poți să concluzionezi din toată asta? Nu știu, bucură-te. Și fii atent că și la mine e unul mare, unul mic. Vezi? Cine știe ce ne așteaptă? E lecție de viață și asta. Zici? Păi, doi la tine, doi la mine. Dar uite, eu am 5 cârlige, vreau să prind vreo 5, că nu stau degeaba. Da.
Ei, și pentru că v-am spus că astăzi vom descoperi hobby-ul Vasilicăi Tătaru despre pescuit, dați-mi voie să vă spun că pe mine una m-a cucerit, mă declar fana ei. Sunt convinsă că și dumneavoastră lucrurile pe care ni le-a spus au reprezentat o lecție de viață și totodată ne-a făcut să descoperim o altă pasiune, să descoperim, de ce nu, un hobby. Ei bine, pe curând, dragilor! Cât despre fricoș, mincinoș, închinător la idoli și curvare, ori fi afară unde este plângerea și scrâșnirea dinților. S-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și-o șters lacrimile din ochi, a urcat pe scenă și-o râs. O râs și-o cântat, cred că niciodată nu cânta mai bine ca în acel spectacol. Preot poate să fie oricine, dar duhovnic să-ți asumi responsabilitatea mântuirii sufletului omului cu care vorbești, a omului pentru care te rogi sau omului care îți încredințează problemele lui în mâinile tale, știind că le vei duce la Dumnezeu, e mare responsabilitate.